Cât de mult umăr tu ai? Mult. E o leacă mai mult. Probabil. Ai auzit, Matache? Rujul tău merge cu sacoul meu. Morala, linge-l pe mânecă. Se stă mai mult așa. Asta nu dai în cot în gură. Care e mai bun? Eu sunt mai bun ca, clar, de, ca de, alții, ca, dar eu sunt mai bun ca ceilalți. Ca ceilalți, da. Nu avem cineva să fie mai bun. Evident că e mai simpatic. Da? Și eu, dar ok. Asta. Dar eu sunt mai frumos. Da. Sunt făcuți ca să te facă să râzi. Ceea ce înseamnă că au nimerit cum nu se putea mai bine. În scenă, trupa Comedy. Bună seara, prieteni! Vă rog, fraților! Vă rugăm să vă deconectați telefoanele, să vă deconectați creierii și să vă conectați imaginația. Da, numărul nostru se numește Primii Cosmonauți Moldoveni. Cum spunea Yuri Gagarin, поехали, în aplauzele voastre! Și, Gheorghe, sună rachetă, hai! Oh, rachetă? Să se închide ușa la rachetă. Fiți-te! Eu însuțin, hai! Computer! Oh, da, Kelly, Kelly! Чик-чик-чик, чик-чик-чик, ты чё ж ты? А что рота в фильме из Армагеддон? Запасал по бутоне, бэ, эти, астронавты. Ну, скуза. Як вес? Сошазат, батарея. Гата, ну мерже. Де сэм пинжим, шпарки прима дат ракета. Ne-am pornit! Și eu ne-am pornit, dă-i din pedale, băi! We're going. Ok, gentlemen. Pe mine mă chiflișește de la viteza asta! A putut să le punem în poziție, care ne-a învățat! Vini tot pe chiflișești! Intrăm în troposferă! În stratosferă! Intrăm în ozon! Care ozon? Cât de-am aproape suntem în cosmos! Când cu ăsta la ozon, mai e hi! Stinger mă nervează! Mă stins! În spate, băi! Eu ți se vede pământul ca în palmă! N-am înțeles, ce ai tu în palmă? Pământ și este! Nu! Asta viteză a fost primare! Ia uite Franța! Ia uite patria mamă, Italia! România! Care România, băi? Asta Groenlanda! Tu, mie nu spune, eu la geografie am avut nota 10. Ce ai avut la geografie? Profesoare, так, де с видим, что я вам скрыл здесь помыт, что треба сфачим в космос. А, да. Дела еще путря сатиризац пи луны. Луны. Дака вы рамыни мэнкари мержец ши пи марте. Пати лантелис пи мэ Дэймон, ши луац на аутограф. Ши дака навет ши фаши мержец ши пи Жупитер. 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 Ты знаешь, сам он из фильм герой. 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 Так мы не соскулат пыру при скафандру. Мне не соскулат. Хай сбим у пахар дичин. Так я у меня скрис. Патим стрессу. У меня скрис. Ши сану бед джин эн ракеты, ка сэм би бэм перец, ши ну птем винди дупа аста. Эй! Так, я порнец вентилатору. Да. Și înșit șor, înșit șor, ne așezăm pe lună. Eu cu o mână pe turbină și cu așa el altă încerc să nu te pălesc. Aia e vies. Am aterizat! Am prinit! Mă rog la lunatii! Bă, de unde au aterizat ăștia? Ce
citești și trebuie să faci în pilună, mă. Pilună, pilună, așa. În primul rând, dacă ajungeți pilună, puneți un rând de cartofi. Bun. Într-a doilea rând, fasole. Așa. Într-a treilea rând, steagul țării. Steagul țării. Da. Și într-a patrulea rând, analiză de la lună. Bun. Da, eu sapă, vin. Hai. Hai repede. Eu fac ochiul și spun cartofi. Da, 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 da. Așa. A. Mă duc, spun steagul, dar tu fasolele pune-le. Pun fasole, hai. Upu, 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 fasole. Auzi? Și gata l-ai pus? Acolo e alt steag. Ce steag e? American. N-am înțeles. Și l-o pus și vor de-mi să ducă. Dar noi trebuie și-mi primi, al lor de să-l ardem. Și ești prost? În ultima dată ai văzut să ardă ceva în cosmos. Bună idee să-l rupim! E bună idee, te-a dămâchit să-l înlocuim cu a nostru. Dar cu al lor ce să facem? Îl îngropăm aici cu cartofi, lasă-le mănânci și gândașilor de Colorado. Super! Și l-ai schimbat? Da, l-au pus ei. Hai să vedești motorul. Dar unde-i duci? La medic, acasă, ia uite unde l-au pus. Ui, Doamne ferește, orbita, e important să nu-ți zgârie. Hai așa stai. Hai, eu îți merg din urmă. Ei, băi! Hai! Atunci când în lume voi pleca, să nu uiți să-mi întorc acasă. Mersi! Cam așa. Aplauze pentru cei doi astronauți. Astronauții din Chișinău au fost senzaționali. Mi se pare că sună atât de bine și de savuros accentul ăsta, că deja orice poantă o dai, dacă o dai cu accent, sună mai bine decât dacă ai fi spus-o, nu știu, bucureștenește, așa cumva, știi? Un moment foarte plăcut, aparent simplu, voi doi, două scaune, dar, nu știu, pe mine, cel puțin m-ați luat în poveste, am zburat cu voi cu nava aceea defectă. Ne bucurăm, data viitoare. Am fost de față când a spus steagul, deci eu v-am văzut, cel puțin avem un martor. Mi-a plăcut. Felicitări. Mulțumim mult. Vă mulțumim. Ești actor, nu? Da. Ai o voce remarcabilă. Deci m-a impresionat cu adevărat. Deci chiar ai o voce care... Sunt sigur că o să-și merite rolurile în viitor. Și sper că nu despre doi astronauți pe lună. Cred că o să ai roluri mult mai mari. Are o voce senzațională. Practic, am început să-mi pierd interesul pentru ceea ce făceau în momentul în care am observat că are o voce extraordinară. Sunt foarte puțini actori care au voci senzaționale. Mi-aș dori foarte mult să poată să joace în filme. Pentru că sunt genul de oameni care cred că ar da foarte bine pe film, nu neapărat în teatru. Întotdeauna mi-a plăcut autoironia basarabenilor. Se pare genială. Genială. Noi nu suntem încă acolo. Noi avem o răutate față de noi. Dar mai greu cu autoironia. Am și votat. O seară frumoasă continuare. Cum e să fiți primii cosmonauți din Republica Moldova care au fost în spațiu și au întâlnit un extraterestru așa rău ca și Chelu? Tare și super. Mi-a plăcut, n-a fost rău. Am ajuns pe lună. Un act, ca să zic așa, care poate fi îmbunătățit. Dar nu poate să fii toată lumea în cosmos bună. Trebuie să mai fii și băieți mai serioși, mai așa, și să așteptați. Îi știam pe ăștia. Da? Da, am văzut multe YouTube-uri cu ei. Au, din câte știu eu, au succes în Republica Moldova. Pe mine m-a mirat cât de multă lume a venit din Republica Moldova. Mi se pare totuși un efort, frate, să vii din Chișinău până în București.